căutăm confirmarea altora, da? Care să ne justifice și să ne dea această valoare, uitând că valoarea este. E o chestie naturală. Da? Da, este frumos când cineva te laudă. Este frumos când cineva îți recunoaște meritele, îți recunoaște... E foarte frumos, e un sentiment foarte frumos. Da? Nu ascund asta. Ne place tuturor. Da? Dar asta nu înseamnă că dacă nu o face nimeni, că n-ai valoare. Da? Avem trei elemente prin care definim sau prin care suntem definiți ca și având valoare. Da? Și care sunt naturale. Suntem unici. Suntem originali și suntem irepetabili. Nimeni ca noi nu a fost, nu este și nu va fi. Chiar dacă poate genetic o să fie identic. Și asta ne dă valoare. Suntem, chiar dacă suntem doar o bucățică, da, o ființă umană din 7 miliarde și ceva câte sunt pe planeta asta. Și când te uiți așa la mulțime, zici, și eu ce contez? Contezi. Contezi foarte mult, pentru că tu dai valoarea vieții, tu dai valoarea Universului. Universul fără tine n-ar fi așa cum e el acum. Dar avem această tendință să ne diminuăm valoarea pentru că n-am făcut ceva grandios. Același lucru se întâmplă și printre noi absolvenți, că n-am ce succes. De ce? Pentru că judecăm lucrurile, dar vrem să avem, să povestim un succes mare. Nu. Multe succese mici sunt de departe mai valoroase decât unul mare. Da, și unul mare este frumos, să ne bucurăm cu toți. Dar alea multe mici, nesemnificative. Așa că, și de ce ajungem acolo? De ce facem asta? Pentru că ne comparăm. Da, facem aceste comparații. Și în momentul în care începi să te compari, îți negi originalitate. Îți negi unicitatea. Da? Poftim? Da, nu te laudă, dar noi nu suntem aici ca să fim lăudați, pe de altă parte. Este frumos, repet încă o dată, dar nu acesta este scopul. Provocarea apare când te aștepți să fii lăudat și atunci treci dezamăgiri. Da? Așa că avem valoare indiferent de ce facem sau nu facem, indiferent cât de mic sau mare este succesul pe care îl avem. Ideea este să nu ne comparăm cu ceilalți. Să ne inspirăm de la ei.